Cea mai afectată este zona de nord-est a Moldovei. Așa cum spuneai și tu, județele Iași și Botoșan se află sub cod roșu până în această dimineață la ora 4 și se simte acest lucru pentru că vântul suflă cu putere și de până la 85 de km pe oră. Ninge abundent, așa cum se vede și se va depune strat consistent din nou de zăpadă, în timp ce vizibilitatea este așteptată să scadă la zero. De altfel, cu puțin timp înainte de a intra în direct, am primit și eu pe telefon un mesaj ro alert de la IGSU, în care eram sfătuit să stau la adăpost pe parcursul acestei nopți, așa cum ar trebui să o facă toți locuitorii județelor Iași și Botoșani. De altfel și codul portocaliu de vreme rea pentru cele 6 județe, Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Bacău și Vaslui, a fost extins până mâine după amiază la ora 14. Din aceste motive, toate unitățile de învățământ preuniversitar din județele Iași și Botoșani și-au suspendat activitatea mâine, astfel că elevii merg în vacanță cu o zi mai devreme. Se circulă foarte greu pe șoselele din Moldova, sunt 10 de drumuri județene blocate, iar în acest moment și 6 sectoare de drum național, poate cel mai important, cel care face legătura între Târgu Frumos, acolo unde este de altfel și blocat un autocar plin cu copii, Târgu Frumos, Pașcani, Moțca. Drumarii spun că nu pot interveni la această oră din cauza viscolului puternic, care aduce imediat zăpada din nou pe carosabil și îi sfătuiesc pe șoferi să nu plece la drum.